Salut! Eu sunt Gabriel și pentru azi un nou review de cuțit. Azi, după cum ați văzut, am un invitat special și am pe fiica mea. Bună! Cum te cheamă? Lorelai. Ea este Lorelai și o să mă ajute azi cu review pentru că și cuțitul este pentru ea. Mă rog, pentru copii. Toată ziua spune că vrea să ne ajute în bucătărie, că vrea așa să taie. Și nu o lăsăm niciodată. Bineînțeles că eu nu îi dau niciun cuțit de al meu pentru că sunt foarte ascuțite. Dar am găsit acest cuțit de la Kibidea, dacă nu mă înșel, care este pentru copii și am zis, hai să încercăm, na, să fie și ea lângă noi aici în bucătărie mai mult. Cuțitul, uitați, Kibidea, l-am găsit pe net, pe Amazon, hai să-l încerc. Vine cu următoarele accesorii, cu această mănușă, care este destul de groasă, dar na, bănuiesc că e făcută să protejeze. Vine și cu această apărătoare pentru degete. Cum se folosește asta, Lorelai? Exact, o să le arătăm mai încolo, da? Ok? Acesta este cuțitul, are și o teacă, bineînțeles, de protecție. Culoare foarte frumoasă. Scrie că este din oțel inoxidabil și este destul de ascuțit. Ea de mult vrea să mă ajute în bucătărie, dar după cum am zis, nu o să-i dau cuțitele mele pentru că sunt foarte ascuțite și bănuiesc că așa face toată lumea. Chiar și acest cuțit, chiar dacă este de copii, este destul de ascuțit, poate fi periculos. Tocmai de aceea trebuie să-l folosească numai cu un adult lângă ea, pentru protecție, bineînțeles. Ok, ce facem acum? Tăiem. Ne apucăm de tăiat? Da. Ce tăiem noi azi? Le arătăm la oameni acum ce tăiem noi azi, cum probăm noi acest cuțit, ce avem noi de tăiat azi? Ardei, morcov, selină și tras. Bravo! Hai să începem să vedem cum taie acest cuțit de la Kibidea. Începem cu morcov? Da! Da? Bun. Atunci, ia, dă-te un pic la o parte. Hai să luăm de aici, numai puțin, ca să stai eu. Da? Da. Și te fâșii, că nu te pun pe tine. Da. Te las. Da. Eu tai cu un cuțit de la Wieshoff. Foarte bun. Ok. Încearcă, o să încep. Ia să vedem. Bravo! O să facem cea mai bună mâncare acum. O să termen de seară, dar nu e o problemă. E bine? Da. De mai ai aici două bucățele. Așa, bravo. Dă-mi la o parte. Poți să gustă-mă? Da, cum să nu? Bun? Mhm. Uh-huh. Stai mai puțin, o mică pauză. Am uitat să prind părul. Gata, hai. Merge bine? Da. Taie? Da. Foarte bine. Doar trebuie să ai grijă la degete, da? Da. La degețele, să-ți iei această apărătoare și ai observat cât de ușor, vezi, te ajută să nu te tai. Da? Ok? Lasă-l așa. Nu răzuim cuțitul pe blat. Stai puțin, lasă-l așa. Da. Cealaltă parte o să o tai eu, ca să mâncăm azi. Ce, mai avem aici niște bucăți de morcov? Acolo mai avem unul.
Lasă acolo. Ia. Lasă, lasă că... Ai zis tot mâncare. Poftim. Hai că nu mă fac. Stai. Nu așa, nu așa. Păi, ce facem? Aici? Păi... Stai grijă când tai. Să ții mai ușor. Așa, deci... Cuțitul chiar taie. Este destul de mică, deci... Nu are forță. Toate acestea tot taie. Așa, este o ocazie foarte bună pentru copii să se implice în treburile casnice, că mereu bănuiesc că și la voi se întâmplă aceeași chestie. Păi mai e o bucată, ce faci? Lăsăm așa de mare? Ia, dăm și mie puțin cuțitul. Lasă-l jos, bravo. Mie nu o să trebuiască. Doar vreau să vadă lumea cum tai cuțitul. Uitați, uitați cât de bine taie. M-a spus. Dar ea nu se vede așa pentru că nu are forță, dar uitați cum taie cuțitul. Este cuțit de copii. De aceea v-am spus, trebuie avută foarte mare grijă. În momentul când vrea copilul să taie, să stea un adult lângă copil pentru a nu se tăia. Acum să încercăm niște țelină, dar nu știu ce încerc eu cu ăsta. Ia, ia-l cu ăsta. Să vedem cum taie. Taie foarte bine, numai că este rotund și... Ia. Te rog. Cum merge? Se taie bine? Da. Da? Poate grăbești ca să mâncăm și noi azi, nu? A, mai da. Facem azi mâncarea? Nu. Păi până tăiem toate astea, ce facem aici? Trebuie să faci practic mai mult ca să tai mai repede. Ia, tai de și pe astea. După care încercăm niște pras. Tai și după aia gata. Da, și după aia gata. Restul le tai eu. Sau le tăiem noi împreună mai târziu, nu? Da. Să nu plictisim oamenii aici. Da. Ok. Dă-i mai în față. Două secunde să le iau eu. Ok, hai să tăiem și niște pras. Stai două secunde ca să tai. Ăsta? Ăsta? Păi uite, ia încearcă direct așa să tai. Dacă poți, stai două secunde. Trebuie să se aranjezi mai bine. Da? Ții bine? Așa, foarte bine. Și în capăt, dă-i? Dă-i până în capăt. Și tai. Așa. Bravo. Bine. Puțin cam mare. Mai mic? Mai mic, Lorelai? Mai mic? Te rog. Așa. Suntem profesioniști sau ce suntem? Este mai greu, este mai greu pentru că prazul al ridicare aceste foi e de ajuns. Este de ajuns. Foarte bine, mulțumesc. Acum? Ia, să încerc și eu. Acum? Ce facem? Vorbim la sfârșit. Da, acum să vorbim la sfârșit, da? Adică ce să facem acum? Să spunem oamenilor concluziile, nu? Da. După care, stăm în continuare, nu? Da. Trebuie să facem mâncare până la urmă azi. Da. Ia să vedem. Și de prânz pentru noi. Și de prânz, am înțeles. Ai grijă că roșia alunecă, da? Da. A? Stai așa? Nu, nu mai mai de te ori. Pune așa, acum pune... Nu te sapești, pentru că nu o să tai roșia, dar poți face așa, da? Ține bine cu mâna de aici. Hai să vedem. Adică a tăiat. Da? Acum o întoarcem așa. Finișorul așa stai cam moale. A cam chilărit-o. Da? Ți-a murdărit. Ia să vedem ustensil. Ia să vedem. La mine tai mai bine. Tai. Ok. Ok. Acum, ce facem? Concluzii. Da. Concluzii. Ia spune. Concluzii. Ce părere ai despre cuțit? Ești ok? Da.
Îți place? Da. Ok. Vrei să mai folosești? Da. Foarte bine. După cum am zis, această apărătoare de degete este foarte importantă. Mănușa 2. Mănușa... Nu știu, poate mai încolo, când o fi mai mare. Totuși, este destul de groasă, e posibil să ajute, ca să nu tai, dacă nu dai foarte tare. Este ok. Are șteagă, are tot ce trebuie. Uitați. Chibidea. De pe Amazon. Destul de ieftin și foarte ok. Deci, ca o concluzie, tu ce spui? Bine. Dar e bine? Deci, tu recomanzi acest cuțit și altor copii? Ca să înceapă să taie în bucătărie? Da? Ok. Deci, ați auzit, nu-i părerea mea. Și mi se pare destul de ascuțit, parcă. Dar, da, pentru început este ok, dacă stă un adult lângă. Lorelai, cam asta a fost clipul de azi, nu? Da! Dar până la data viitoare, când o să mai cumpărăm alt cuțit de copii, na, să ai și tu mai multe. Da! Cam asta este. În caz că vă interesează și un review la acest cuțit de la Wishoff pe care l-am folosit acest clip, am aici în stânga un clip pentru voi. Vă mulțumesc mult că m-ați urmărit și până la data viitoare aveți grijă de degete. Vă mulțumesc mult că m-ați urmărit și până la data viitoare aveți grijă de degete. Aveți grijă la degete. Mulțumesc mult că m-ați urmărit și până la data viitoare aveți grijă la degete. Bravo!